În anul 2010 ne-am înființat ca și grup de inițiativă. Nu a plecat de la noi ideea de a înființa acest grup. Fundația PACT, lucrând în comunitățile din sudul României, a ajuns și la noi la Găujani. Ne-am înființat ca grup cu 6 persoane, acum suntem 30 de persoane. A fost implementat un proiectel în urma identificării problemelor de la noi din localitate. Am asfaltat terenul din curtea școlii, am scos o broșurică și ne-am înființat ca și asociație de dezvoltare comunitară. În anul 2011, asociația se numește Datin Educație Cultură Găujani, ce are ca scop creșterea calității vieții membrilor comunității. În timp de 3 ani de zile am reușit să-i cunosc pe oamenii din Găujani. Sunt oameni pe care îi întâlnești în primele săptămâni în comunitate și pe care începi să-i cunoști. Încep să-i cunoști și să vezi în fiecare rezonanța de a lucra împreună. E importantă motivația și pentru că pe noi la PACT ne interesează ca oamenii să lucreze împreună pentru comunitatea lor și cu oamenii din comunitate, încerci să găsești acei oameni cărora le pasă de comunitate. Am fost beneficiarii, de fapt, ai unui proiect care s-a numit Identitate, Tradiții, Bunăstare Locală, proiect ce a fost al Fundației PACT, iar noi am fost beneficiari. Și atunci am văzut că avem potențial destul de mult pentru a ne păstra identitatea și a ne rezolva alte probleme identificate, problema locurilor de muncă. Prin programul PACT pentru comunitate, de care am mai amintit, a fost finanțat proiectul tot de către Fundația PACT, a unui plan de afaceri, un plan de economie socială, ce a avut motoul După datină mă port. Și asta înseamnă înființarea unui atelier de croitorie în localitatea Găujani. Croitorii nu mai există, calificăm 14 persoane, suntem în proces de desfășurare a activităților, iar după finalizare, 14 persoane, deci, vor fi calificate în meseria de confecționer textile, 3 persoane vor rămâne să lucreze în cadrul atelierului, în funcție de abilități, și aceste 14 persoane, împreună cu părinții, cu bunicii, vor confecționa 230 de cămăși școlare cu motivele tradiționale de la noi din localitate. Oamenii din comunitate au fost reticenți la început. Nu credeau, o să mai vină la noi, cine o să mai vină? Nu o să mai vină nimeni, voi stați liniștiți. Dar noi am continuat și eu i-aș ruga și rog mereu să se implice, pentru că o facem pur și simplu pentru noi. Pentru noi și pentru copiii noștri o facem. Din momentul în care a luat ființă această asociație, am înțeles mai mult ce înseamnă să lucrezi în echipă, să fii un grup, să muncești practic fără să aștepți foloase materiale, că ceea ce faci cu multă dragoste și cu pasiune contează mai mult și rezultatele sunt, îți dau o satisfacție mai mare decât cele materiale. O comunitate puternică este acea comunitate care își identifică problemele. Lucrurile încep de jos în sus. Comunitatea care nu își identifică problemele și nu și le prioritizează și vede ce este cel mai important, nu este o comunitate puternică. Aici, la Găujani, problema era crearea de locuri de muncă. Asta încercăm să facem. Numai atunci, această comunitate, prin noi, asociația, în măsura în care putem noi să creăm locuri de muncă, să aducem bani în comunitate,
să facem venit la asociație, să ajutăm și copiii, să creăm acel cadru al familiei de altă dată, când știau că părinții trebuia să-și educe copiii, să-i școlarizeze. Trebuie să investim foarte mult în educație. Noi investind în educația copiilor, pentru că avem bani, nu ne creăm singuri locuri de muncă, atunci noi devenim o comunitate puternică. Copiii noștri să se întoarcă în sat specialiști și să-și ajute pe ceilalți.